Un accident rutier a avut loc pe autostrada Vestului. În urma impactului, o șoferiță a fost rănită și transportată la spital. Traficul a fost paralizat în zona nodului rutier de la Margina. Un bărbat în vârstă de 52 de ani a condus un autoturism pe A1 dinspre municipiul Timișoara, spre municipiul Deva, iar la un moment dat la nodul rutier din zona localității Margina ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de către o femeie în vârstă de 45 de ani, care se afla în coloană în stat. În urma impactului a rezultat o victimă respectiv femeia de 45 de ani care a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, transmit reprezentanții IPJ Timiș.